Sunt mamă de 8 ori. Mama mea a avut cea mai mare influență în viața mea. Soțul era categoric împotrivă. Nu-ți trebuie, că încă nu e vârsta, dar ce pierzi timp. A fost un scandal în casă. Tu duminica nu mergi la biserică? Gata, a obligat Dumnezeu de picioare. Și a fost foarte, pentru mine a fost foarte stresant. Bună tuturor! Mă bucur nespus de mult să ne vedem la a patra ediție a Mamasita pe unica.md. Astăzi ne aflăm la Milor Cafe, unde de fiecare dată ne găzduiesc cu mare plăcere și cu multe gustoșenii. În emisiunea de astăzi avem o invitată, nu că specială, dar foarte specială, pentru că este mama a 8 copii, Marina Crânaț. Deci, eu cred și sunt sigură că vom avea o discuție de suflet și ne va spune multe lucruri și experiențe din viața ei. Mai multe detalii le urmăriți în emisiune. Super! Scuză-mă! El și... Permite-mă! Minunat! E așa, mamele, nu mă spoarte. Bine, Amelie, eu trebuie să mă duc să mi le fac, dar... Ador! Da? Ceva împotriva, tot mă întreabă. Nu, Doamne ferește, nu. Doamne. Aliona, tot eu pe Aliona o înțeleg. Aliona are multe călătorii, ea pleacă în București, vine, revine. Deci la dânsa acolo e alt ritm, trebuie și să, nu știu cum zic, să ai timp să te duci și să... E ca din lună, nu în lună, dar cu programul Alionii... Mă, ce-mi plac lingurițele. Eu de când caut așa ce, anume așa tăcâmuri. Cred că și vreo 12 îl găsim aici, Lelu. Cât îți trebuie? Cât îți trebuie? De unde? A, dar noi putem să începem? Da. Deci, bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu sunt o nesimțită, așa m-a rugat să zic Iulia. Ce-ați pe bune? Da, astea pe bune. Iulia este producătoarea mea iubită, care mă ceartă și care mă iubește și mă ridică în slep. Vreau să vă spun că interviul noi îl filmăm acum la ora 9:10 dimineața. Și pentru că știam că invit o mamă, dar mamă, e puțin spus, o super mamă, super de organizată, noi am venit mult înainte decât Iura, operator, și decât producătoarea mea, Iulia. După asta pot să încep deja. Din start, cum te-am văzut, am simțit un vibe, nu știu cum... Super de pozitiv și super calm. Super, lucru, eu tot. Nu, lucru rar care se întâmplă, de fapt, pentru că de regulă ești, eu sunt mai reticentă sau trebuie să analizez oamenii sau nu știu cum, dar așa, nu știu cum, simplă, deschisă și, nu știu cum, accepți multe chestii, provocări. Iată, prima impresie a mea despre tine, pentru că pentru prima dată te văd în viață și mi se pare asta că... Prima impresie niciodată, sau nu știu cum, subconștientul nostru niciodată nu ne minte. Eu sunt încântată și bucuroasă că astăzi o să avem o discuție cu tine, pentru că tu ești o mamă care ai experiență și nu din cărți citite, dar propria piele. Da, și asta mi se pare că nu se compară cu nimic, deci cu nicio lecție de parenting din asta care ne învață toți, că copilul trebuie să-l înveți așa. Nu, copilul trebuie să-l înveți așa cum simți. Cum simte mama, da. Cred că mulți Mulțumesc. Cunosc despre tine, interviuri, asculta despre cum tu ți-educi copiii. Eu vreau să vorbesc despre Marina Crânaț, ea, femeia. Cum e ea, cum a fost ea în copilărie și pe urmă trecem și la copiii tăi, pentru că mie mi se pare că această sămânță care este în tine ca echilibru, nu știu cum să zic, înțelepciune, și când zic înțelepciune, cu ea te naști, cu ea nu poți o dobândești citind cărți. Ce s-a întâmplat în copilărie cu tine? Cum a fost pentru tine copilăria și care sunt, nu știu cum, punctele memorabile pentru tine care te-a format în viitor ca femeie? Cred că am fost explicit. Da. E o întrebare vastă, așa, dacă mă duc în copilărie. Și îți las 15 minute. Dar îți mulțumesc pentru așa introducere caldă. La noi este reciproc, la fel am simțit deodată ochii ăștia, privirea asta caldă și vină încoace, cerește orice, și femeie și bărbat. Așa că îți mulțumesc pentru tot, pentru invitație. Nu sunt super femeie, doar că sunt mamă de 8 ori. Asta e, dar nu sunt super femeie. Nu mi-asum mai mare modestia ta, cum mai mare, zic, e depreciat, dar abilități decât are, iată, și Olesea. Adică asta e realitatea.
Dar dacă e să merg în istorie, în arhiva mea, mama mea a avut cea mai mare influență în viața mea și are în continuare, însă văd cu timpul de ce ea deja preia de la mine mai multe abilități, mai multe situații care pe ea o învață. Adică își face un upgrade, să zic, la anumite principii. Dar în mare parte ea. Ea este cea care a fost mereu lângă mine. Am simțit exact așa cum trebuie să fie mamă. Să iubească necondiționat și să dea cele mai bune principii din ea. Și asta eu am preluat și am oferit asta și copiilor mei, indiferent că e fată, că e băiat. Și văd caracterul meu, temperamentul meu în ei, cum ai zis. Pentru că noi dăm ce? Noi dăm tot ce e mai bun pentru copiii noștri. Și asta, când vedem asta în copiii noștri, iubim și mai mult, iarăși, necondiționat. Și orice n-ar face copilul, noi îl adorăm așa cum este. Ce a fost special în educația mamei pentru tine? A fost deschisă 100% pentru că tu te-ai născut în anul 83, dacă nu greșesc, tu ai trecut din exact, nu știu dacă, pentru că fac echivalentul cu sora mea, e din clasa 1, a trecut exact în a 3-a, pentru că s-a schimbat grafia chirilică în grafia latină. Uh-huh. Deci, voi nu știu cum ați sărit o treaptă și nu știu cum, perioada asta de la sovietic la fost, un altceva. Da. Cum a fost? Pentru că asta se, pe tine nu se lasă amprenta, adică nu se vede. Pe alte generații știe exact aceeași vârstă. Mama mea a fost pedagog, deci la grădiniță, apoi la școală și avea toate cărțile, să zic, toate principiile puse la punct, dar le-a ajustat după ea. Cum se cădenea, în primul rând. Deci noi eram trei fete în familie și cum se cădenea asta, deci întotdeauna să fii cum se cade, ai grijă unde pleci, dar așa, știi? Adică voalat, nu expres, uite, dacă nu faci asta, eu copiii mei sunt mai deschisă un pic pe asta, dar mama era după 90, după 97, să zic, și-a deschis o organizație neguvernamentală și apăra drepturile femeilor, mai ales femeile care erau violența domestică, știi, violența psihologică, fizică, tot, deci ei ofereau și adăpost și psihologi și iată ea a crescut acolo, s-a documentat. Și bănuiesc și tu. Și eu am crescut în asta, da, eu traduceam diverse proiecte și live sincronizam. Chiar dacă eram 16-15 ani, m-am implicat în asta și eu vedeam, eu am văzut pe viu diverse cazuri, vorbeam despre asta, noi citeam cărți foarte multe și a fost așa, deci drepturile omului a fost super, noi eram liberale, dar în același timp și conservat, nu știu cum să zic. Da, înțeleg. Ați încercat să găsiți echilibru? Ești liberal, deci la gândire, ești tolerant, accepti pe oricine, orice părere, ai drepturi, trebuie să le cunoști ca să poți să le ceri, deci să nu te calci cineva pe cap sau să te disconsidere, să te discrimineze, dar în același timp să știi cu uite limita, da? Uite de aici până aici, care sunt pericolele și așa mai departe. Deci îi mulțumesc că nu ai fost un copil din ăsta, iată, gen ca mine. O să se cheamă părinții mâine la școală, pentru că eu din asta. E de asta vreau să zic. Astăzi emisiunea se apară exact din 1 iunie, de ziua copiilor. Și ar fi frumos să... Nu, eu cred că oricine. Adică eu cel puțin, bine, sunt poate cazuri, excepții, care au fost foarte cuminți la școală, toți 12 ani sau cât au învățat. Eu am avut un caz în clasa 9. Am mai povestit. Eu pot să-mi mai povestești? Eu cred cu plăcere să-l ascult. Da? Da. Nici nu vreau să-mi amintesc că nu îmi produce emoții pozitive. În orice caz am învățat lecții de atunci. Și cel mai interesant, că atunci când au chemat părinții la școală directorul, tatăl meu pur și simplu m-a întrebat, explică ce s-a întâmplat, de ce mă cheamă. Eu i-am explicat punctul meu de vedere, pentru că eram drepturile omului, știi, cu tine, na. Și el m-a înțeles. Și asta atât de mult am apreciat, el n-a plecat cu scopul, știi, adică, și nici nu a venit de la direct, nici nu mi-a spus ce a vorbit cu el. Eu pur și simplu am simțit că el m-a protejat și că el a simțit că eu am înțeles, că nu am procedat corect.
Dar vreau să zic că diferența de la un copil la altul e foarte diversă. Pentru că eu având doi copii, eu văd cum Casandra e super de cuminte, liniștită, cu ea poți... Și apare Dragomir, care pur și simplu o zis că voi până nu ați înțeles nimic, voi v-ați schimbat. Fiecare, fiecare individual și învață. Și așa am fost și eu, sora mea mai mare, fiind ea a fost mai chinuită, mai pedepsită, diferența e, ca să spun. Sora mea ieșea din casă și zice, eu mă duc la discotecă, la ora 11 să fie acasă. Olesea, când era timpul, eu am plecat. Ora 11 și eu ies din casă. Deci, dar când vin a mei, nu știu. Da. Deci eu știu că mai multă încredere mi-o dat și mai multă responsabilitate. Și dar erai și responsabil, da? Nu mă duc și... Nu știu, eu, părinții mei au crescut, mama a fost peste hotare mulți ani, deci de la 10 ani și cumva eu multe lucruri mi le-am asumat de la 10 ani. Te-ai maturizat. Da, m-am maturizat înainte de vreme. Dar interviul nu este despre mine. Da. Interviul este despre tine. Dar e interesant, știu. La o cafea cu... Ne vedem cu mare drag. Hai să, mie ce mi-a plăcut de, că tu îți aduci copiii, cumva libertin, dar totodată punându-le niște rigori. Mi-a plăcut enorm când ai dat copiii la grădiniță. Deci, efectiv, toți mă judecă, mare majoritate. Eu nu am fost la grădiniță. Păi. Și vreau să zic că diferența mi se pare mie, din punctul meu de vedere, că atunci când copilul merge la grădiniță, el cumva merge după niște standarde, este așa cu grupul, e ok, e bine pentru dezvoltare, dar în schimb nu are libertatea. Libertatea de a alege, libertatea de a învăța singur, autodidact. Spune-ne tu din experiența ta ce ai observat. Te ascult și mă gândesc, care ar fi diferența între copiii mei care au fost la grădiniță și între ăștia ultimii care n-au fost? O să vezi în ani, nu acum. În ani, da? Da. Ok. Primii 4 au fost la grădiniță, au mers, pentru că eu cumva eram implicată, deci dintr-un proiect, eram tot într-o ONG, lucram, și dintr-un proiect nu era posibil, dacă le gestionam, trebuia să merg dintr-un proiect, nici nu puteam să las pe altcineva responsabilitatea asta și mergeam dintr-un proiect în altul, aceeași indemnizație o primeam, știi, adică unul după altul. Și eram implicată, adică 100%, și aveam nevoie, într-adevăr, de ajutor să-i dau copiii la grădiniță. Atunci când a apărut Tamia a 7-a, atunci s-a schimbat tot, s-a terminat și proiecte de parcă și eu am început invers, să-mi caut o altă sferă de activitate internațională, anume. Tot în drepturile omului căutam, dar cu sferă mai internă, nu de ONG, locală, da, ce, sau în ambasada Americii, deci am dat mai multe, eram la interviuri, multe CV-uri am dat, am aplicat. Și hop, sunt sărcinată. Și atunci mi s-a schimbat tot. Zic, nu cum să mă duc să încep și conștient, uite, peste câteva luni am să renunț. Și iată, atunci am hotărât, zic, ok, dacă tot stau acasă, dacă tot sunt sărcinată, nu am, încă nu sunt nicăieri implicată, zic, de mai bine să stau și să cresc, să încerc. Soțul era categoric împotrivă, aici noi am avut chiar o ceartă. Zice, nu, tu o să fii debilă, așa și-o spun. Eu vreau o soție sănătoasă, cum tu, și însărcinată, și cu ăștia mici, care au doi. Că Tadeu și a cincilea și al șaselea erau mici încă, de grădiniță. Și zic, eu vreau să încerc. Poți să-mi dai asta? Uite, eu îți promit, dacă într-adevăr eu sunt că o iau Haisa, atunci îi dăm. Și el a auzit asta, deci a văzut că eu sunt conștient. O fac asta conștient. Și am zis că hai să încercăm. Și am mers un an, pe urma doilea, și am mai vrut încă un copil și... Și ai înțeles și că tu... Da, el a văzut că eu mă descurc bine. Eu nu știu cum nu să că, zic. Nu că nu sunt împotriva. Nu sunt împotriva. Din potrivă, sunt pentru grădiniță, pentru bune, poftim. Dar eu pur și simplu așa am luat-o ca o provocare. Mereu zic asta. Și eu m-am descurcat și asta și o implementez în continuare. Nu că aș promova, uite, neapărat toate mamele să facă asta. Dacă e să alegi, dacă tu nu ai altă ocupație, pentru ce stai acasă și să dai copilul altcineva să-l crească? Pentru că orele cele e mult. E mult. Eu țin minte, eu mă trezeam mai devreme ca ei, îi hrăneam foarte bine,
ca să fiu liniștită, că ei la grădiniță o să mănânce, mă rog, poate să nu mănânce așa cum trebuie, dar eu dimineața i-am hrănit bine și seara când vineau, iarăși îi hăleam foarte bine. Deci n-am avut copii care să stea acasă, să fie răciți sau nu știu, pur și simplu dimineața și seara și deja la prânz sau ce mâncau ei acolo, ce giuleau, nu era problemă, înțelegi? Deci pentru mine asta a fost de când, de la primul copil, alimentația să fie de bază. Și n-am avut probleme, anume atât prin imunitatea. Deci aveți un fel de regim sau nu știu cum zic, o deprindere sănătoasă, pentru că noi în Moldova nu avem educație alimentară. Foarte puțin. Da, eu am observat că asta e esența. Noi, personal, noi fiind actori, noi avem un program al Andala, deci nici într-un caz noi nu, nici uneori nu ne sincronizăm cu toții la masă să stăm. Deci unul la mână, noi nici nu avem masa aia, pentru că locuim într-un apartament mai mic și stăm care și pe unde. La deși masa mare, asta înseamnă o măsuță unde stă Anatol, știi? Și mănâncă, pentru că și aia e masa mare. Sau, nu știu cum să zic, nu chiar pun accentul întotdeauna, zic, uite, nu reușesc, hai să luăm o pizza. Și recunosc că eu aici clachez, iată, eu aici trebuie să învăț. La tine, nu cred că și... Da, arăți foarte bine. La cât alerg eu în jurul la Valea Morilor. A, alergi tu? Super. Eu zic că Dumnezeule mare. Trebuie să arzi, da, a caloriile. Da. Cum fetele tale, iată, spre exemplu, când tu nu ești, ce fac ele, iată, din deprinderile tale sănătoase, care le-au obișnuit de la tine? Încă sunt copii. Încă nu zic, a, ce fain, uite, iată, eu văd asta. Nu, dar se descurcă singure, fără să... Da, se descurcă, dar oricum eu trebuie să spun, uite, de ce n-ai făcut asta? Sau ea poate să stea, de exemplu, să intre de la școală, să vină și să nu vadă din jur nimic, poate să calce peste și să nu vadă. Și eu înțeleg, încă sunt copii, știi? Adică ce să cer eu de la copii? Da, pe mine mă deranjează că știu că locul cela sau lucrul cela nu-i pus la locul lui. Dar ea mă deranjează. Stă liniște. Ce să fac scandal? Că, nu, ea, încă nu. Stai, dar nici dar după al 8-lea copil, tine încă te deranjează? Păi cum să intri și pe scări și te împiedici în cipici în haine? De jucăriile, dacă sunt împrăștiate. Nu, jucăriile asta am organizat ca să nu fie, știi, peste tot. Și dacă este dezordine, dar e într-un loc doar, așa, într-un colț, știi? Dar am vedere așa că m-ai întrebat dacă ce observ eu așa dintr-o parte. Ele nu... Da, ar face, poate. Nu bine, din stories, spre exemplu, o văd că ele întotdeauna își strâng singure lucrurile în cameră, da, și aranjează patul. Da. Ce să zic eu, Cassandra, de multe acum... ori, hai împreună să facem. Deci, ne pare rău că voi nu mâncați, dar eu... Wow. Eu ador să doamne, pentru și copiii mei ziua de luni, care a început minunat. Foarte frumos, foarte bine, mulțumesc. Ca de obicei, eu am zis că minunat un moment de glorie. Ce, tu acasă nu le? Nu! Da, eu da! Dar eu aici n-am lins! Nu, e cumva... Eu te înțeleg, Marina, și apreciez acest, dar eu nu pot, pentru că eu sunt așa cum sunt, o zăpăcită. Eu tot sunt așa, adică, da, știi cum... De asta și zic, eu simt că în tine există acolo un fel de... Să mă ceară mult mai aprinsă. Să mă ceară! Și cum e? Zămeșeară mult mai aprinsă și mai așa, mai focoasă. Păi, soțul meu tot așa, când m-a cunoscut, zicem, eu simt că la tine multe, multe rezerve sunt. Multe rezerve. Ce rezerve? Potențialul l-o înțeles. Ce diferență de vârstă între voi? 12. La voi? 19. Wow! Dar eu, visul meu, să fie cât mai mare diferența. Serios, deci eu cât mai... Mai copt? Mai copt, cu atât mai... Dar el... El după ani era foarte copt, la 33 de ani. El știe și planul ei tu? Care? Să fii mai copt. Eu i-am spus lui Durbal, zic, cel mai sexy organ al lui e creierul. El atât de deștept pentru că... Pentru tine. Da, el pentru alții. Nu-i rău, dar pentru mine. Nu, am vedere că vezi că fiecare are...
Eu mă simt bine, mă simt sigură lângă el și asta cred că e important pentru o femeie. Da, te simți protejată. Iată că tu n-ai dat copiii la grădiniță și ți-ai asumat rolul de mama Tereza, eu îți fac tine. Nu, eu nu. Și soțul te ajută, iată, spre exemplu, când ai nevoie. Da, tot atunci când am prins sarcina cu Tamia, cu a șaptea, ne-am gândit ce face el, cu ce mă ajută, știi? Și a zis că sâmbătă și duminică face el mâncare. Deci asta e... Și a luat el. Până acum el nu e indiferent că face acasă sau ne duce la mama soacră sau la mama mea, sau, dar el e responsabil și el nu trebuie să mă bagă în Ce obișnuiți iată să mâncați cel mai des iată din astea? Ce nu lipsește? Spre exemplu, preferați și fast food-urile sau doar mâncare eco, bio, șmeco, cum la cum ai tătă? Da, nu, fast food-urile nu, foarte rar. Rar, dar brânză, e papanaj din aștia sau colțunaș leneș. Lor le place foarte mult și eu știu că e bine, e proteine, repede am pus și e bine, lor le place. Ouă, omletă, asta nu lipsește. Uh-huh. Asta proteina la o de zile, tu iei după piramidă cumva. Nu, adică știu că dacă am mâncat omletă e ok, pentru că dacă mănânci ovăz, peste 15 minute iar vrei să mănânci, știi? Dar asta știu că cel puțin pe 2 ore să tu și bine. Spune-mi, te rog frumos, care e vârsta cea mai mare a copilului? Primul copil câți ani are? 15 și cel mai mic care anul sau încă nu are? Încă nu are, 9 ani. Tu obișnuiești ca să dai responsabilitate copiilor, de spre exemplu ăștia mai mari, să stea cu ăștia mai mici? Da, și îmi pare ok, deși iarăși sunt diverse opinii, fiecare cu opinia lui, eu nu vreau să contrazic, fiecare își alege principiul lui de educație sau ce valori are sau le pune în familie, la noi asta e ok, vine de la părinții noștri. Și e ok, mie îmi pare absolut normal, nu că îl pui ca o desagă, știi, cu uite, tu să stai și să faci, trebuie să badea și trebuie să faci, da? Adică cumva, gata, dacă e badea, trebuie să faci asta și trebuie să fii responsabil sau să cer de la el ceva. Dar, uite, mami vrea să facă mâncare acolo, stai un pic și te joacă. Adică nu zic că ieși și schimbă scuticul sau ieși ocupă, nu știu, adică ceva. Adică sunt sigură că poate să facă și asta. Adică nu... Băiat la fată, nu prea. Adică eu sunt atentă la chestiile astea. Adică ei nu sunt împreună, că eu am observat și asta, nu știu de ce. Mi-am pus mie întrebarea, că tu ești foarte atentă, iată, te comporți față de băieți diferit, ca să le trezești sau nu știu cum să le educi în ei, că ei sunt bărbați. Și asta mi se pare ok și tu doar vorbești cu fetele. Iată, eu, spre exemplu, noi în familia noastră, alea că ne-am separat, Anator foarte bine se înțelege cu Cassandra și explică multe chestii, dragul meu, nu știu cum trece pe mâna mea. Și el m-a văzut în diferit. Și la baie, și peste toate. Deci eu n-am făcut din asta tabu, da. Eu de pe amu pot să le spun, mama, de ce e asta? Și eu zic că, uite, sunt tampoane, dar când o să crești mai mare, o să înțelegi pentru ce sunt. Adică, nu știu cum, despre... nu fac diferența dintre ei doi. Dragomir are 2. Deci... Și când o să crești mai mare, spui, da? Da, eu vreau să încerc să le vorbesc deschis, știi, pe cât am să pot, conform vârstei, pentru că eu, cum am zis în mai multe interviuri, nu sunt prietenul lor, nu sunt amic, eu sunt părinte. Și cumva să încerc să Da, poți să fii și părinte prietenos. Da. Dar este diferența, într-adevăr, de statut. La mine a fost ușor asta, pentru că a venit, știi, vii cu burtă și copiii mai mari, dar ce cu burtă, dar ce acolo, copilaș, dar cum ies el și așa, adică mi-a fost foarte ușor să explic și sau de unde, ce, după scurgerea astea, după post-natale, iarăși de unde, ce, de unde, mă rog, eu nu arăt, da, bineînțeles. Dar le explic așa, da, uite, mami, asta a fost acolo un loc, acolo s-a eliberat și te se scurge, se curăță și așa mai departe. Deci eu explic la fete, la băieți, știu, să nu își imagineze că iese, că taie burta și uite. Da, la unii poate să taie burta, deci este cezăreană, le explic, dar aici nu. Băieți, de ce am hotărât așa? Am cercetat. Deci am studiat, am citit multe cărți de educație și psihologia anume a copilului. Dar
iarăși, eu citesc din mai multe și eu prin prisma mea de practician aplic ceea ce cred eu. Sau... Iată, eu citesc o carte și pot să iau doar o frază de acolo, cea mai importantă pentru mine, și deja e super. Dar nu pot să recomand cartea aceea ca ceva, pentru că fiecare are nivelul lui, fiecare are cum la tine, știi? Tu simți că așa e bine. Mama îți vorbească cu băiatul despre anumite chestii, dar tata invers. Nu e invers, de ce? Pentru că soțul le spune, uite, să vă alegeți soția așa ca mama. Uite, în permanență el atrage atenția la tot. Deci frumoasă mama, îmi dorește flori. Deci eu iarăși nu ies cu o cocă în fața lor. Deci pentru mine e mare responsabilitate. Deci tu cumva să, mereu trebuie să arăți bine eu, și... Așa eu mi-am asumat, eu vreau să fiu. Acasă să nu fie diferență, să nu zică că numai pentru oaspeți facem curat sau numai pentru oaspeți sau doar când ieșim undeva trebuie să arătăm bine. Înțelegi? Adică vreau ca sau să facem mâncare, să aranjăm frumos sau farfuriile, să fie pentru, doar pentru oaspeți, da? Nu, uite, noi suntem oaspeții familiei noastre sau oaspeții vieții noastre și vreau să le arăt că, uite, folosește. Acum ai o cană frumoasă, folosește-o. Nu se știe cum se va schimba viața și n-a să mai reușești să folosești sau strică sau, mă rog, mai multe chestii. Și băieții și fetele iarăși preiau de la mine exemplu, dar eu le explic, dar băieții tacit și ei văd asta, uite, și surorile, și mama cum este și cumva își aleg, sper eu să-și aleagă tot așa un prototip de soție. Asta o să se întâmple la nivel subconștient, dacă păi se observ, asta. Bărbații întotdeauna nu trebuie să vorbesc să-i duc, înțelegi? Dar toate momentele astea de intimitate cu soțul să vorbească, adică oricum mult mai lejer să mai te duci în saună. De exemplu, soțul meu zice în saună, dezbrăcați toți băieții, adică ei nu au tabuna asta. Și noi fetele la fel, înțelegi? Deci iarăși, nu, hai să ne îmbrăcăm, chiar dacă e familie. Și asta iarăși dezvoltă și înțelege, uite, băieții, cum și fetele, dar nu eu prin fața lui, eu așa nu zic. Nu consider. Și mi s-a părut tot un aspect că atunci când alaptezi... Da, tot nu în fața. Că eu, spre exemplu, nu aveam treabă. Știu. Mi se... Și aici mă gândeam, zic, pentru că ești deranja. Destul de libertină și destul de... dar ai un fel de etică pe care cred că vine, și acum înțeleg din discuție, că vine undeva și din educația cu părinții tăi, această cum se cădenie care cumva o transmiți. Și îmi dau seama că într-o familie cu 8 copii, tu nu ai cum să fii dezorganizată și să lăsi lucrurile la îndala, pentru că altfel nimeni nu ar mai ști locul lui în casă. Exact, știi? Da, trebuie să fie asta și să totuși generații sunt mari, da? Adică diferența e mare între ultimul copil și 15 ani. Aproape 14 ani și ăsta deja e în pubertate și eu stau ce? Să-i arăt ce? Adică eu mă gândesc întotdeauna la toate momentele care provoacă gânduri rele. Că toți avem, da? Diferite. Noi expunem copiii, dăm computerul, noi îl lăsăm acolo, dar noi doar știm. Da, exact. Noi îl expunem, el e copil, nu poate știe limita. Tu acum ai, dacă adolescenți, chiar îs adolescenți, spune-mi care sunt problemele cu care te ciocnești și cum faci față la ele. Pentru că mie mi se pare că cea mai complicată vârstă din viața unui om, de fapt, nu este când este bebeluș sau când este mai măricel până la 9 ani, dar de fapt adolescența. Cum tu îi ajuți pe copiii tăi sau ce sfaturi le dai? Când pui și ca brazilianca, știi? Come on! Așa faină breton, așa stă, îmi place. Ei, parcă deja e cu o fură. Wow. Ieri am descoperit minunea anului. Deci am luat niște chestii din asta de care la piață se vând de 10 lei, nici de plastic. L-am luat, l-am răsucit și am stat cu el vreo jumătate de oră și voilà. Și deci nu mai duc, nu trebuie nici Dyson, nici Myson, nimic nu trebuie. Și uite, stă bine, da? Da. Super, gata. Frumoase sunt și dacă mai sunt deșteaptă, ești nu, eu sunt, eu stau tare bine cu autocritica mea și eu sunt ironic față de mine de multe și... ori. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Fiul meu mai mare are 15 ani și fiica mea mai mare are 13 ani, în curând 14. Și... încep să observ anumite momente. Deci nu ieșirile astea nesănătoase, cum noi le spunem, crize sau ceva, dar închiderea asta în sine.
Eu observ asta și dacă înainte discutam și eram liber și venea și mami, uite ce s-a întâmplat, uite ce am făcut, ce să fac. Acum mi-e foarte complicat să scot, măcar să scot din ei, nu că ei nu mai vin, da, ei nu mai vin să vorbească. Au a lor, dar ce, gata, înțelegi? Gata, ce să discut? Și văd că vorbesc cu prietenii lor, cu colegii. Asta, bine, mă bucură, dar eu nici nu vreau să rezolv asta, că nu văd ca atare o problemă. Pentru că eu țin minte cum eu eram la vârsta asta. Da, aveam, îmi plăcea de un băiat, de altul, ce să-i spun mami și mama zic, dar nu, că ție nu-ți trebuie, că încă nu e vârsta, dar ce pierzi timpul și așa mai departe. Și, adică asta, și evident că nu e același interes, adică asta e absolut normal. Dar dacă ar fi ceva crize, gen, da, uite să fie, atunci, da, m-aș alarma, dar deocamdată nu văd. Rețelele de socializare, pe voi v-au schimbat mult? Copiii sunt recognoscibili pe stradă, iată, spre exemplu, sau în școală. Cum s-a schimbat situația din momentul în care tu ai devenit persoană publică? Pentru că nu mai putem să spun eu că tu, da, mă, gata, ești undeva acolo în spate. E ok, adică chiar ieri a fost soțul meu, am fost la salon, mi-am făcut un pic reprospătare la păr, dar soțul cu copiii mai mici a plecat la teren de joacă. Deci fiecare a doilea mi-o recunoștea acolo, așa mi-a zis. Și lor le place, ăștia mai mici. Dar iată, fiul meu mai mare, el are, eu am rămas, de exemplu, vorbind iarăși, eu am rămas uimită la ce accent are el în engleză. Pur și simplu l-am auzit așa întâmplător, eram în baie și el vorbea, era cu căștile și vorbea cu cineva pe un forum acolo, pe un jocuri jucau. Deci eu am crezut că e un american. Sincer zic, eu Manuela, care credeam că ea e bine pusă la punct pe accentul, la el, wow, zic, cum? De unde? Dar eu am înregistrat asta. A fost un scandal în casă. Cum așa? Doamne ferește, nu puneți pe story! Doamne ferește, să mă vadă pe colegii mei și nu știu ce. Deci este un complex care l-au format anume colegii ăștia, că ha, te-am văzut sau... Înțelegi? Și asta evident, el și după temperament e mai așa, mai molatic, mai... Nu e genul așa ca Manuela. Tu poți spui orice, da, dar pe mine nu mă deranjează. Deci are asta în sânge, exact ca soțul meu. Pe el un pic îl deranjează asta, zice, și zic, bine, nu pun, zic, stai liniștit, calmează-te, nu pun, liniștește, nu. Mi-ați încălcat intimitatea, nu-ți dai seama? Nu, iată, da, cum așa se filmează? Zic, nu, dar așa de fain, eu îl ridic, zic, tie, o, de pe mine așa de tare m-ai surprins cum vorbești. Zic, măcar să am pentru istorie, pentru arhivă. Nu, asta ar motiva și alți copii să, da, spune, pentru că sunt sigur că te urmăresc și multe fete. Păi asta e și scopul, eu nu pun ceva pur și simplu, știi? Hai să pun cum plâng copii, că toți copiii plâng, știi? Dar pun orice story cu scop motivant sau cu scop de a educa ceva, să-ți ia ceva bun. Și exact asta, și el s-a plâns tatălui. Ca nu cumva eu să pun, știi? Deci eu am liniștit. Deci înseamnă dacă tata se ocupă de educația băiatului, acolo s-a schimbat. Și tatăl, dar noi ne-am înțeles că el nu face mie observații în fața copiilor, adică tot ce în culise, da? Să nu fie diminuarea asta de autoritate. Dar el uite, dar mami, el are dreptate? Cum așa să-l filmez? Dar cum să filmez? Dar tu, ți-ar plăcea să te filmezi și te pună? Și zic, bine, dar eu sunt părinte, cum adică el? El n-are 18 ani. Da, dar el zice, Teo, mama are și dreptatea lui, ei și are și tu dreptate, dar mama n-a spun, așa e? Dar uite, Teo, chiar vreau să aud, cum tu vorbești? Lasă, eu încă n-am ajuns, eu încă nu vreau să... Deci a fost așa un moment la noi în familie. Nu, cum să zic, asta este și prima dată v-ați ciocnit, eu simt că asta de la colegi. Pentru că el și înălțimea lui, el e cel mai scunt din clasă. Toți zic, oh, clasa nouă.
Are asta genetic de la noi, ambii suntem 1,60 m. Și cumva ce, ce bine vă înțeleg, pentru da, că și noi suntem și la noi. Fel. Și știu. Știu, soțul meu tare îl respect pe Anatol, așa că în primul rând malinchi, udalinchi. Eu mi-aduc aminte ce traume sau nu știu cum complex a avut Anatol din cauza asta. A avut? Poveste. Da, pentru că din cauza înălțimii. Și am înțeles că la un moment dat asta i-a dus mai multă favoare. Nu știu da, cum asta l-a făcut ca să iasă în evidență, să arate că el nu este. Da. Deci nu este chestia. Nu, eu, soțul meu invers, n-am văzut odată să aibă. El n-a avut niciodată complexul ăsta. Din potrivă, el a făcut din asta plus. Și eu zic, te rog frumos, că se vede că genetică o să avem copii destul de scunzi. Și să transmiți asta, încrederea asta în ei. Asta pentru mine e foarte important. Să transmită, să nu aibă complexul lor de să creadă că, uite, el e mai inferior pentru că nu are 2 metri sau... Tu îți dai seama, în 2 ani de zile, cumva copiii tăi, dar cam toți, majoritatea din ei, o să fie în rândul adolescenților. Și dacă te trezești într-o dimineață, mama, eu te rog frumos să nu mă mai pui pe story. Ce o să faci atunci? Eu deja, da, el foarte rar apare, el nu vrea să apară. Și anume din cauza asta, și eu nu forțez, nu vreau să... Mie îmi place cum el zice, da, el așa are o chestie, mulțumesc, mami, mulțumesc, da, mulțumesc, dar așa, ca, știi ca ăștia din asiatici, mulțumesc, așa ai făcut asta. Dar, nu știu, schimb, de unde fata este vlogeriță, da. Eu mă uitam... N-are nicio... Cât are? 13 ani, dar are urmăritori peste 20 ceva de mii și eu zic, eu... Bine, dar eu nu sunt super activă în fiecare zi. Dar nici ea, eu pur și simplu i-am făcut eu, adică, na, zic, dacă s-a abonat, dacă o să mergi bine... Ce înseamnă ce? Dacă mama e famous? Da! Famous? Deodată fata crește. Nu, că și am văzut și schimbările astea, nu știu cum, când erau ei mai mici și e frumos să vezi această transformare a lor când ei cresc și tu vezi în ea o domnișoară destul de elegantă și mă uitam pe pagina ei, o alizam și zic, băi, dar chiar e o fată cu bun simț, iată, nu știu cum să văd copii. Da, și ce scrie, adică chiar 100% am încredere, știi? Adică chiar scrie, știu că o să pună ok story, nu? O să pună... Nu monitorizezi tu întâi postările? Nu, de la început am învățat-o cum, ce... Dar apoi i-am zis, uite, faci postări cu ceva motivațional, ce simți tu, nu neapărat să copiezi, nu trebuie să copiezi, trebuie să fii tu, care e starea ta, adică dă un exemplu încă bun în care poți să dai. Uh-huh. Și uite, ea face asta și chiar e fain. Dar cu hate-ul, cum te descurci? Pentru că iată, observ că de fiecare dată că am te corectat că cineva crede altfel și o să-mi scrie mesaje, te influențează încă, înțeleg? Întotdeauna se influențează, nu există așa ceva. Știi cum, dacă tu vorbești de asta, chiar tot cu o jurnalistă, apropo, eu tot făcea haz de necaz, că acuși o să fie așa comentarii, dar cu cât mai mult hate, cu atât mai bine, despre sine vorbea. Și eu în sinea mea, eu știam că ea de fapt o deranjează. Deci dacă tu zici asta, evident, trebuie să o ignori total sau discuți despre asta. Eu niciodată n-am permis, și asta am de la părinți, să nu permit să mă calce picioare sau pe cap sau în general să mă atingă. Și copiii mei pe tot îi învăț așa. Deci este o limită. Nu există critică. În general nu există critică. Ce, o să aici operă de artă, hai și te critica, că tu aceea nu faci corect, îți place, nu-ți place. Nu, da, vrei să-mi dai un sfat? Iată, sfat, poftim, poți să-mi dai un sfat. Și se simte sfatul și se simte critica. Critica întotdeauna e peiorativă. Adică nu există ceva pozitiv în critică. Care e critica? Care e scopul? Tu ce scop vrei să faci? Iată un sfat, da? Uite, eu cred că ar trebui tu să mergi la biserică. Eu nu merg la biserică, de exemplu, da? Și uite, îmi scrie. Eu ar trebui tu să... De ce am zis? Pentru că aseară chiar am primit. Tu duminica nu mergi la biserică? Dar ce? Adică, dar eu eram la salon, înțelegi? Deci la istoria unde la salon mi-a făcut asta. Tu duminica nu mergi la biserică? Și iată, asta e critică, da? Într-un fel. Și eu zic că eu cred că fiecare trebuie să-și aleagă și să facă ce dorește. Ideea și... este că tu ai timp încă să le răspunzi. La unii, da. Dacă văd că... Asta mă miră. Păi asta și înseamnă să fii... Dar care e sensul să nu răspunzi?
Să spui pur și simplu story și să nu fie nicio interacțiune? Nu. Interacțiunea este, hai când eu cumva cu critica înțeleg așa, este critic constructivă și un critic, nu știu cum, destructivă. Constructivă, dar constructivă asta e, știi cum e, cum zici, invidie albă. Nu există așa ceva. Critic, gata, e negativ. Eu cred că o iau după spectacole, știi, pentru că noi uneori analizăm un spectacol și iată, noi vedem, spre exemplu, critica unde ai putea să mai crești sau o emisiune. Iată, noi am făcut emisiunea și nu putem să analizăm după aia. Exact, noi la o operă, la o carte, la o, nu știu, la un anumit job, poți să zici, da, uite, tu n-ai trecut testul, uite, îți dau critica asta, uite, da, constructivă, tu vrei o ei, nu vrei, nu ei, adică la revedere. Dar aici noi, adică ce? Eu în general nu iau ca un job. Mulți, că asta e muncă, blogging și... Mi se pare de râs. Stop, adică ție nu-ți pare că asta e muncă multă? Asta, știi cum, ți dă ușor. Înțelegi? Asta ți... Până ți se dă mână, dar nu, cum? Nu, asta e la oricine e online, asta e muncă ușoară. Eu compar întotdeauna cu soțul meu. Eu știu cât de greu lui s-a dat în general în viață orice ban. Și eu nici nu am nas să spun că eu am luat telefonul și am lucrat chipurile, da? Adică am pus story și am interacționat și că am fost nu știu unde și el a stat în loc. Da, el mă ajută, pentru că știi că e important pentru mine, de exemplu, dar eu știu cum el transpiră, cum el spune acolo, înțelegi? Deci una e să rozi pantalonii la propriu și alta e să faci asta din plăcere și... Când simți că nu mai poți, tu în orice caz permanent poți să-ți iei pauză, de exemplu. Mai ales că tu ai înțeleg că foarte bine cunoști dreptul și tot ai terminat facultatea de drept. Adică oricând poți să te reprofilezi, când nu simți nevoia, că nu mai e... Nu, chiar și pauze am vedere, știi? Adică o zi, două, am avut contul blocat, știi? E ok. Da, eu am a fost Telegram. Marina, nu mai este mai. Da, oamenii cumva sunt obișnuiți ca în fiecare zi. Ar trebui și iată asta, bloggerii sau influencerii, să-și dea seama că nimic nu e veșnic. Înțelegi? Deci chiar și contractele astea, soțul meu e profesor, da, la fiecare 5 ani trebuie să-și câștige iarăși titlul ăsta de profesor universitar. Nu e că ai luat-o pe vecie, la fiecare 5 ani. Și de contractul ăsta de 5 ani, da, expiră și iar trebuie să transpiri un pic, înțelegi? Și iar, dar poți fi pe același loc mai mulți profesori. Și uite, după mulți ani de pedagogie, poți să fii un simplu lector, de exemplu. Deci este momentul ăsta. Și iarăși, să stai în aulă și să vorbești la un auditoriu de studenți dimineață până seara și altceva, să-ți faci pauze când vrei și spui ce vrei. Da. Asta e, înțelegi, orice. Iată, asta e job, da? Într-adevăr. Dar aici nu ai nimic. De asta și zic, mulți sunt influenceri și le pare că gata, au băgat Dumnezeu de picioare și gata, e ceva stabil și altceva nu vreau, deși am fost nu știu ce, dar gata, asta e a meu, aici m-am regăsit. Dar imaginează-ți că dispare, pur și simplu dispare, ce faci, înțelegi? Deci trebuie să faci ceva, inclusiv ceva fizic, da? Să mai ai ceva, un job, sau să crești cel puțin, să te dezvolți, să iei ceva cursuri la urma urmei, deci să crești tu ca persoană. Da. Te uiți la un om, îți place, poți deveni așa ca el, poți să iei de la el ceva bun, de la el ceva. Eu ce am devenit azi, Marina, organizat, cu mulți copii. Eu am preluat foarte multe obiceiuri, principii, exterior, de la mulți oameni, înțelegi? Și am luat asta și am zis că da, e posibil, deși poate iată, au divorțat familie cu 8 copii, de la care eu am luat, am zis că vreau să am și eu așa familie, 8 copii, când aveam eu 4 sau 3. Și eu divorțat, înțelegi? Deși eu divorțat, uite, dar eu am preluat mot-a-mo exact ceea ce ea scria blogging, înțelegi? Fix aceleași principii am preluat și le-am implementat, le-am trăit, înțelegi? Și înseamnă nu mă interesează ce... profesorul, asta e foarte important. Adică asta zic, tu preiei diverse, da, lucruri da, bune asta tu, având le aplici. Peste 30 și tu știind foarte bine să analizezi. Copiii nu au această percepție, dar acces la rețele sociale este foarte, nu știu cum, ușor. Și atunci ei nu știu să facă diferența dintre... cât a muncit unul și cât cum se arată, nu știu cum să zic, aparențele înșeală. Și aici trebuie să fie un matur care să explice, zice,
tu poți ajunge așa. Doar că să știi că în spatele asta există, nu știu cum, multă muncă sau, din contra, multă aparență. Pentru că sunt, singur ai spus că există mulți din ăștia care cumva camuflează ceea ce nu sunt. Și aici mi se pare problema, că generațiilor care vin, care nu au valori. Dar, foarte puține familii, și o să îmi dai dreptate, foarte puține, puține familii sunt cu adevărat naturale pe, pe rețelele de socializare. Înțelegi? Da, este psihologie, acum zic, fake it till you make it. Adică, gen, fă actorie până când vei ajunge și vei face ceea ce face actorie. Adică să trăiești ceea ce... Și nu sunt natural. Da, eu nu cred în asta. Eu nu cred că... asta oricum va rămâne acolo, dacă tu nu trăiești. Adă-ți aminte de primele tale story-uri. Da. Deci, în primele tale story-uri tu n-ai fost așa cum ești acum. Ba da, eu invers, acum sunt mai relaxată. De asta și zic, dar eu... ești mai relaxată, dar tu ai lucrat în timp, pentru că primele story-uri apar cumva super de încordată, încă nu știi ce să faci, cum să filmezi. Nu, eu chiar dicția pe care o aveam atunci, acum fac niște lecții de dicție, dicția care o aveam atunci era mai bună decât acum și eu revin și oamenii îmi zic, ți-ai schimbat dicția, ceva fake, chipurile, dar nu ești tu. Deci zic, nu, dar mie îmi place așa. De ce omul să stea pe loc sau să degradeze? Eu vreau să invers. Chiar am să pun câteva story, să vezi primele mele story, cum eu explic ceva. Da, mai lent, pentru că eu nu știam că trebuie mai rapid ca să nu piardă interesul omul. Minutul trece. Da, da, dar uite, eram, nu știu, mie îmi place mai mult. Și asta nu înseamnă că asta nu sunt eu, sau că eu în culise sau cu copiii vorbesc altfel sau cu soțul. Evident că vorbești altfel când vrei mai repede sau glumești sau zâmbești sau... Dar ce vreau eu să spun esențial, fiecare își alege sau cum își așterne așa și doarme. Dacă lui e bine așa, poftim. Dacă lui îi place să trăiască și să arate că el e așa cineva, și noi avem multe exemple chiar în bloggingul moldovenesc, că noi știm că în culise e altfel. Așa e absolut alegerea lui. Dar dacă omul spune că el e așa și tu nu-l crezi pe cuvânt, asta e problema ta. Asta nu e problema mea sau problema acelui om. Înțelegi? De asta și cumva oamenii și ale comunității. Da, și fiecare influencer are publicul său și are impactul său și toți suntem, avem loc sub soare și nu putem, că acela arată numai prostii sau nu știu ce. Are el și o influență și acolo. Eu cred că prin acest mesaj tu încurajezi foarte multe mame, chiar care se tem să pună mâna pe telefon, să fie destul de active, pentru că eu cred că fiecare poate să-și găsească publicul lui. Da, și... sigur, dacă el simte sau dacă ea simte că asta e al ei. Da. Eu, de exemplu, de la început, când am început blogging, am zis că nu există la mine arhiv, fac pur și simplu așa poze pentru familie, știi, sau pun pe Instagram pur și simplu poze ca să rămână în istoric, da? Ea rămâne la mine acolo pe Google Photos, rămâne. De când am început, de la primul copil, la mine este arhiva asta. Pentru ce trebuie să mă expun să fac online-ul ăsta? Nu, eu din start... am zis că voi fi blogger, deci eu din start am început, din prima mea poză a fost cu scopul, deci încet, încet să pun cărămină să devin blogger. Da, niciodată n-am ascuns asta, da, să ai și un venit din asta, evident. Dar care ar fi scopul în general, da, să faci pur și simplu să-ți expui toată familia, mai ales la mine nu puțin, ca să nu ai interes și financiar în asta. Spune-mi, te rog frumos, noi acum trăim o perioadă destul de complicată pentru noi toți, stăm cu războiul în coaste și personal, atunci când a început războiul, eu cu familia mea am fost super de stresată, având, nu făceam griji cât pentru mine și soț, cât pentru copii, pentru că nu știi la ce să te aștepți sau nu știi ce ți aduce ziua de mâine. Cum ați trecut voi peste această perioadă și dacă pentru voi a fost stresant? Da, cred că pentru toată lumea a fost stresant, a fost așa un șoc, incertitudine, însă soțul meu știa mai de mult, ne-a pregătit, dar se vorbea de mult asta, doar că nu toți cunoșteau, nu erau interesați, nu toți credeau în asta. Și noi cumva nu eram atât de stresați, adică noi ne-am gândit. Noi invers, am început cu reconstrucția și renovarea casei exact în momentul când s-a început...
războiul. Și nu era ceva, Doamne ferește, adică în caz dacă, uite, planul B plecăm, planul C ne întoarcem sau planul Z, adică știi? Erați gata să vă luați valizele? Da, eram, nici nu știi. Dar evident că soțul meu e gen de om așa, protejez familia, vă duc, dar eu nu plec, adică așa, e patriot. Adică era gata să, ca voi să mergeți în altă parte, da, dar el să rămână. Da. Am mai auzit această poziție, mai mulți bărbați și stăteam și mă gândesc că zic el de ce ar rămâne. El e implicat pentru el e important să rămână în istorie ca ceva pozitiv. Și inclusiv, zici, nici nu știi de unde iese iepurile. Poate să fie nevoie anume de mine, anume în acel moment. Da, asta de nu pur și simplu am plecat și am uitat. Și... Copiilor, cum le-ai explicat ce se întâmplă? Am explicat așa cum cu toții. Toți știu de Ucraina, toți știu de război, toți știu cât e de complicat, cine e Rusia și ce e agresor și noi prin ce am trecut, eu fiind tot o persoană inter strămutată, familia mea din Transnistria sau soțul meu nu-i place să numească Transnistria, ce stânga Nistrului sau regiunea din stânga Nistrului, pentru că deja prin numele ăsta Transnistria, tu deja îl recunoști prin Nistrovie, tu deja recunoști statalitatea sau că nu este o separatist. Dar așa lasă stea acolo, nici denumirea să nu-i spui. Și noi ne-am strămutat în Chișinău, familia, mama era însărcinată, 92, și a fost foarte, pentru mine a fost foarte stresant, pentru că eu eram așa în perioada adolescenței, eu țin minte și exact acum așa le explic și copiilor. Adică am lăsat apartament, am lăsat tot, am strămutat la bunici și am rămas fără nimic, la cămin. Cumva pentru tine a fost ca o, cum să zic, reamintire sau nu știu cum... Știi, mai ușor am primit asta. Erai pregătită deja? Ești pregătită, în momentul în care odată ți-ai strâns valizele și ai plecat, adică, deja știi cam... Știi ce înseamnă război, ai auzit, știi ce consecințe are, știi deja. Nu e ceva învățat doar din cărți. Și știi că este dușman al poporului, Rusia, adică spunem așa cum este. Nu există la noi camuflaje sau nu, că aici nu există. Aici e clar cine e agresorul. Mm-hmm. Voi și-ați explicat în termen juridici, cred că, pentru că se simte acest limbaj. Fiecare profesie are un fel de limbaj aparte. Mm-hmm. Jurnaliștii vorbesc într-un fel, juriștii vorbesc în alt fel și cred că contabilii, am o prietenă contabilă care e tot îmi spune câte ceva și eu zic, stop! Aici e alt domeniu, asta e altă mâncare de pește și eu înțeleg că nu este domeniul meu. Mamacita, mamacita, que bonita. Noi nu putem să... Noi avem și o rubrică aparte, dar eu le-am zis că să nu-i spui rubrică. Dar cum? Da, rubrica este... O să vorbim despre sex. Și cum s-a schimbat? Pentru că tu cred că mai bine decât mine, după doi copii, poți să faci această diferență. Cum este viața în cuplu având mulți copii? Poate pentru cineva îmi pare că ceva și din comun, de 8 ori și stabilește. Nu, din potrivă, cu cât mai mult naști, cu atât mai rapid îți revii și îți restabilești și acolo tot. Adică invers, da? Deci deja organismul știe exact ce trebuie să facă și poți naște și acasă și în mașină și așa mai departe. Mare stres nu va avea anume organismul. Și de asta se zice că cu cât mai mult naști, cu atât organele interne, adică reproductive, se restabilesc. Rejuvenează. Da, reîntineresc sau nu știu cum, cam așa ceva. Da. Adică și chiar pe bune, o doamnă care avea cancer la sân, medicul i-a propus să zice, uite, trebuie să alăptezi, trebuie să prind sarcină și să era deja 40 și... Și uite, ea, într-adevăr, s-a restabilit, s-a vindecat de cancer mamar, datorită la sarcină, datorită alăptării. Ceva incredibil. Dar fizic oricine, asta e individual. Eu știu mame care au 13 copii, știu mame care au 3-4 copii și nu arată așa cum, adică au câteva kilograme și asta se vede bine și se complexează, da? Uh-huh. Adică, iarăși,
are mulți copii, dar uite, nu e dacă ai mulți copii, alergi din urma lor și ești slab. nu există așa ceva. Trebuie să depui efort, anume pentru tine, da? Efort la tine, nu să alergi în urma lor, dar anume să depui efort. Dacă vrei să arăți, dacă nu, dacă tu te simți bine pe elea asta, mm-hmm. Nu ne place să mâncăm bine, ușor. Asta ți-ți place? Da, nu, oamenilor. Eu credeam oamenilor, că refer la tine. Că tine eu mă gândeam atâta, din punct de vedere psihologic, să explic de ce vorbesc cu ea și ea vrea să arate ca mine, de exemplu, mai slabă, dar ea nu face nimic, știi? Și tot îmi zice, păi, nu ne place să mâncăm bun, nu e așa? Ne face, uite, vrei atunci nu poți să te abții de la bunășor. Și trebuie foarte mult efort, într-adevăr, în primul rând psihologic, tu să fii foarte dură, că, uite, gata, eu vreau să dau jos. De asta eu și sunt, apropo, promovez, se adresează la mine cineva, uite, am un regim sau un maraton de slăbire sau de făcut sport. Eu promovez asta pentru că știu că e foarte greu omului se dă singur să slăbească. El are nevoie de susținere, are nevoie de monitorizare, are nevoie să zică, hai, nu-ți poate asta, fă asta. Și eu știu că asta disciplinează foarte mult. Și chiar o spune. În general, disciplina, succesul unui om în toate domeniile este disciplina. Da. Eu observ, dacă mă trezesc dimineața la 6, ziua mea este mult mai productivă decât dacă eu mă trezesc la 11. Și atât de multe reușești. Da. Dar viața în cuplu... Nu-mi amintesc când m-am trezit la 11. Nu, n-ai nicio șansă. Eu cred că tu următorii ani... Și am deviat de la întrebarea adreptată. Da. Deci asta voiam să zic, că nu se restabilește și viața în cuplu... Exact așa cum a fost, adică nu văd să fie ceva super, nu, ne place stabilitatea, adică, uite, tu știi, ți-ți place dimineața, de exemplu, să mănânci neapărat o băz, de exemplu, sau o cafea să bei, exact așa, nu știm, de câte ori, când, cum. Deci, deja și... cunoști după corpul tău cum... Da, noi deja știm, absolut nu e nimic nu s-a schimbat, din potrivă, e mai lejer, primim plăcere că anume că ne cunoaștem foarte bine și zic, Doamne, să iau eu acum vârsta mea, să stau să descoper un alt bărbat, să iau de la zero sau tu, știi, mi se pare asta așa o pierdere de timp. Serios, eu n-am timp să pierd timp. Asta trebuie să fii foarte rău aici ca să lași tu ateu, știi, și noi vorbim asta, să lași tu ateu pe care l-ai descoperit atâta o viață întreagă, în 20, în 30 de ani, pentru că aud care își caută fete mai tinere și lasă o familie cu mulți copii, apropo, și chiar azi dimineață vorbeam cu soțul. Și el face doi copii cu una la care stă la gazdă și ascunde de soția lui actuală că de amantă, dar are cu amanta doi. Și trece la gazdă și cu soția are 5 fete, dar cu amanta are 2 băieți. Știi? Foarte interesant, dar soțul când mi-a zis, zic de ce? Care e scopul? Copiii sunt mari. De ce? Nu înțeleg, știi? Adică, sau lași, la urma urmei, știi? Eu nu pot înțelege, dar nici nu trebuie să înțeleg eu problemele cuiva, știi? Doar că mă învăț. Uite, așa, nu, mie îmi place așa cum este. Așa. Deci, stabilitate, totul la punct, la ore. Nu! Alo? Vino acasă că e ora. Nu, cum simți. Dar de cele mai multe ori este regularitatea asta și pentru cu cât bărbații sunt mai în vârstă, cu atât ei au nevoie de regularitatea asta. Și dacă tu nu-i dai, deci ce? Apare alte probleme de sănătate anume, știi? Nu că nu-i dai, că am zis-o și deci, eu. Deci, ca bărbații să fie mereu sănătoși, da, deci trebuie regularitate. Deci femeia trebuie să fie, în primul rând, super liniștită, pentru că sunt multe femei care nu vor, pur și simplu nu vor. Și sunt bărbați care foarte bine înțeleg că ea e în faza, știi, pentru că este în timpul sarcinii este o fază când nu vrei, deci nu ai apetit sexual deloc. Și soțul meu știe exact când e asta și nu mă atinge, nu începe cumva să... Dar n-ai avut sarcini în care apetitul din contra a crescut? Păi eu zic, sunt faze, uh-huh. Știi? Și pe urmă invers, apare, pe urmă iarăși când naști, iarăși dispare, iarăși apare, știi? Iată asta, momentul ăsta tot e important, ca să ține de
și din momentul ăsta psihologic, de ce unele femei se închid în sine și au așa stări depresive, pentru că bărbatul nu înțelege, invers insistă sau înțelege, este și partea asta. Eu cred că acest subiect, dacă o să-l abordez mai des în storiurile tale, eu cred că femeile o să se prindă foarte bine, pentru că mi se pare că acest subiect este sensibil, e tabu. Noi nu vorbim despre perioada postpartum a femeii și ele trăiesc drame, pentru că ele chiar sunt neînțelese și destul de complicat este, pentru că mie mi-a fost complicat să mă accept că eu nu mai sunt domnișoară. Eu deja sunt mamă, sunt femeie. Eu am trecut la altă etapă. Mi-a trebuit 2 ani. Nu glumesc. 2 ani de zile ca eu să înțeleg că eu nu mai sunt cea care am fost cândva, că acum sunt la altă etapă, m-am maturizat. Cum a fost pentru tine iată asta? Când ai înțeles tu că gata, e altceva, hai să trecem să creștem. Deci, revizind despre fazele astea postnatale, deci trebuie să înțeleagă femeile că e vorba de hormoni. Deci hormonii sunt sau mai mulți sau mai puțini și este absolut normal. Deci asta ține de hormoni fizic, da? Și afectează psihicul nostru dacă noi perpetuăm acolo, dacă noi nu avem susținerea asta, dar apare ceva, un disconfort, vorbește-l, spune-l soțul, nu-i spune ca o pretenție, spune invers cu respect, spune că uite, eu am nevoie de asta. Da, poate să am nevoie și o lună, două, trei, apropo. Eu, în general, prietena mea, n-am vorbit, cred că vreun an, cam așa, din America. Nu știu de ce, ba mă suna, ba eu nu puteam, cam așa. Și peste un an îmi sună și zice că, da, Marina, eu până acum nu sunt în relație cu soțul meu, adică de atunci nu era în relație, un an întreg, înțelegi? Iată, dar în rest înțeleg foarte bine, se iubesc. Și ce-a făcut pur și simplu ea merge la psiholog, pur și simplu prea mare diferența asta. Un an e foarte mult, îți dai seama să nu aibă intimitatea asta și el nici nu vrea. Și nu are, deci este garanție că nu are pe altcineva. Deci este momentul ăsta, poate bărbații asistă ori la naștere, ori vede cum alaptează, ori vede că s-a schimbat. Știi, sunt diferiți, da, cine știe ce. Dar nici ea, parcă ea nu vrea să insiste, știi, că deja ea e pregătită. Uh-huh. Dar el, iată, parcă obișnuit, parcă sunt frate și soră. Deci la fiecare e diferit, dar merg la psiholog. El nu vrea să meargă la psiholog. Deci tu ești pro-psiholog în toate cazurile, da, și adolescenți și matur. Dacă nu se descurcă, dacă simți că ceva deja e nevoie de intervenție, da, sigur. Am ultimele două întrebări. Ceva m-ai întrebat și nu ți-am răspuns. Da. Iulia, nu știu, dar îmi ține minte. Ceva... Dar era ok. Cum era faza mea că da, cum ai trecut tu de la... Da, exact. De la domnișoară la... La femeie. Cu soțul meu. În primul rând. Asta e perioada care eu, nu știu, pentru mine e ca ceva ca... Nu, eu vorbesc de naștere. Anume de naștere. De naștere, știi? Pentru că acolo când s-a întâmplat prima schimbare, că tu ai devenit mamă și nu mai ești adolescent, nu mai ești domnișoară. Mai fată, femeie, da. Adică... Nu, asta n-am avut, apropo. A fost durerea la mine. Durerea care a fost la prima naștere a fost o traumă, cu adevărat. A fost cea mai mare traumă, cea mai mare durere din viața mea, pentru că eu n-am fost la spital, eu n-am... Deci doar așa niște zgârieturi, dacă am căzut, n-am rupt mână, n-am avut durere fizică niciodată până când am născut primul copil. Și toți care îmi spuneau că e ca și cum așa, un pic ciclu, ai durere la ciclu, păi uite aici din 10 ori mai mare, adică toți nasc, toți vor naște. Și eu când am trecut prin asta, am zis la toate femeile, toate prietenile care mă întâlneam, zic, să nu credeți, e foarte dureros, e foarte dureros. Ceri deodată epidurală. Zic, și atât sora mea mai mică, ea deodată a luat epidurală, zic, dar mă durea atât de tare cu epidurală, că zice, îmi imaginez ce, prin ce ai trecut tu și mai bine, da. Două întrebări, unde te vezi tu peste 10 ani? Unde, din punct de vedere profesional, unde mă văd? Tot aici. Nu, ca și femeie, ca și realizare, nu știu cum, pe plan profesional, ca mamă. Da. Care crezi că sunt schimbările? Mai vrei copii? Uh-huh. Sau...
Da, deci eu am acum 38, aș avea 48. Apropo, de multe ori îmi scriu chiar am, asta e o activitate de-a mea, ce mă văd eu, care sunt realizările mele în trecut, care sunt visurile mele viitor. De multe ori îmi place asta să vizualizez, dar nu doar cu scopul, cum zic unii psihologi, tu scrii, vizualizează asta și cu siguranță asta atragi. Nu, trebuie să lucrezi pentru asta. Da, tu trebuie să scrii clar, ca să știi pentru tine clar cum să ajungi la acel scop. Îți pui anumite obiective. Uite, ca să ajungi la acel scop, eu trebuie să fac asta, 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 da? Obiectivele. Dacă le atingi, e ca și la teză de doctorat. Deci tu faci un scop al tezei, ai obiective și respectiv tu din obiectivele cele faci anumite recomandări, anumite concluzii tragi, da? Deci nu pur și simplu așa. Deci exact așa și în viață. Dacă vrei să ajungi la scopul celălalt, vrei o casă, da? Nu vreau o casă și eu așa. Nu, tu trebuie să vezi casa, dar să știi aproximativ cât costă casa care tu o vrei. Cam cât trebuie să lucrezi, ce trebuie să faci, câte joburi trebuie să ai ca să ajungi să ai un salariu anumit, ca să, da? Sau dacă vrei să iei un credit, iarăși. Nu-ți dă pur și simplu creditul de la bancă, da? Trebuie să demonstrezi ceva sau pui un gaj ceva și iarăși trebuie să ajungi ca să răscumperi banii, adică casa. Și eu la 48 de ani, soțul meu ar avea 60. Da, aproape de pensie. Da. acum am zis și am zis wow. Dar 48 nu-mi pare mult. Pentru că soțul meu are 50 și eu acum am avut la el, știi, de fiecare dată. Eu la 50 de ani și văd că el îmbătrânește greu. Și zic, înseamnă că și eu însă, pentru că este schimbul ăsta de hormoni, apropo, din punct de vedere sexual, foarte important, foarte important. Este invers, incompatibilitate de hormonală, femeia parcă se usucă și bărbatul la fel. Deci asta tot e incompatibilitate, eu cred. Și asta se răsfrânge și fizic, adică și emoțional. Deci fizic și emoțional. Eu am observat asta la multe cupluri. Și invers, te uiți, măi, parcă e unul, da? Parcă sunt frați. Asta e armonia asta, compatibilitate. Sper, poate, de ce nu, soțul meu mai vrea încă doi băieți, ca să fie egalitate. Deci încă doi băieți, dar asta nu se știe dacă ei o să fie băieți, păi, dacă o să fie fete. Și el zice, păi chiar azi dimineața mă gândeam, vorbeam, o hrănea pe Mia, eu mă găteam, el o hrănea și zice, mami, să mai facem încă două de astea. Deci deja nu mai vrea băieți, deci să mai facem încă două de astea. Asta e bucurie, vezi, asta e scopul meu. Uite la ea cum e, uite la ea ce bravo. Adică nu contează, fata, băieți. Deci, e bine, e nu ca și cum ai pune un scop, hai să facem doi băieți. Dar a fost prima oară, cum își spun, nu știu soțul dacă a spus-o serios sau nu, zice, ne ducem la in vitro, facem însămânțare și sigur să ai doi băieți. Dacă nu ar fi triplet. Închidem. Și închidem la bocica. E frumos și îmi place că ești pozitivă chiar dacă e greu, pentru că sunt sigur că nu este ușor cu copii și trebuie să fii, cum am zis, emoțional stabil. Dar e responsabilitate foarte mare. Deci cine are un copil înmulțește responsabilitatea asta la 8. Trebuie să fii prezentă și cu adevărat de asta și eu nu pot să mă... Cu cât mai mult sunt, cu atât nu poți mama să aibă un job de dimineață până seara. Că eu le spun fetelor, uite, care-s bucuriile mele? Chiar recent am spus pe story. Le-am dat exemple. Sunt femei care chiar nu știu ce le mai duc plăcere. Și uite, au recitit ale mele și zic, băi, nici nu m-am gândit că... Într-adevăr și mie mi-aduce asta plăcere. Chiar un joc simplu, Candy Crush, știi? Și măi, chiar de mult nu m-am jucat. Sau, wow, ia de să văd ce asta. Vreau să zic că după ce s-a început războiul, noi un pic ne-am reorganizat fericirile și am înțeles că fiecare zi și fiecare clip este important. Că noi suntem alături de Iulia astăzi și Iulia. Deci asta tot e o mega fericire. Da. Pentru că ai ocazia să întâlnești oameni interesanți, să discuți cu ei și cred că noi trebuie să apreciem mai mult ceea ce avem. Da, asta e foarte important. Ce înseamnă fericirea? Să fii mulțumit cu ceea ce ai în momentul prezent. Nu ce o să ai peste 10 ani, cum ai zis tu, la 48 de ani. Ce o să, nu știu, ce o să fie, cine știe ce o să fie. Cum ai zis tu de război, iarăși pur și simplu pesimismul și așa mai departe. Fair, nu, fair. Nu. Dar mă văd mai bună, mai înțeleaptă, mai energică, de ce nu, chiar dacă la 48, mai realizată și sănătate să fie. Da. Și un mesaj pentru mamele care, iată, proaspăt au născut sau urmează să fie mame,
Deci ce vrei tu să le spui lor? Ce să facă ele în momentele de criză? În momentele de... Uite, acolo, uite, în camera care se arată. În momentele de criză, ce înseamnă criză? A fiecare e diferit. Pentru cineva e criză că, uite, sau, nu știu, alăptarea îi se dă foarte greu. Sau copilul nu ia suzeta, elementar, de exemplu, da? A, e criză, da, mă enervez, vreau să-l învăț, ia suzeta și nu ia. Sau nu poate alăpta, iarăși nu ia pieptul corect. Sau căutăm ajutor. Căutăm, nu pe internet, nu prin cum cine și ce face, dar uite, la mama, la tata, la soț, la sora, deci la ăștia care sunt apropiații noștri, chiar la urmă urmei la vecina, da? Dar nu pierdem timp prin internet, pentru că noi intrăm dintr-o temă în alta, pe internet, da? Și citim fel de fel de istorii care pe noi și mai tare ne duc în criză, înțelegi? Da. De fapt, eu țin minte când la primul copil, dintr-o problema mea, mi-am făcut, nu mi-am dat seama cât de multe probleme și mai mari există și deja mă temeam de acele probleme. Deci, și la specialist. Deci căutăm specialist, nu ne place cum nu ne-a ajutat sfatul care ne-a dat medicul, mergem la alt medic. Acum sunt atât de multe posibilități. Mergem la alt medic. Pur și simplu, schimbăm medicul, schimbăm, deci, da, să vedem. Deci nu, a intervenit acolo o problemă și el mi-a dat un sfat să iau un medicament și nu funcționează. Păi nu funcționează, schimbăm, el altceva n-a să-ți dea la urma urmei, știi? Pentru că el trebuia altfel să dea sau analize ca să funcționeze. Și cam asta. Ajutorul ăsta psihologic, cum îl cerem? Ce, da, soțul meu nu vrea să nu mi-atrage atenția sau nu înțelege sau da, am obosit, da, nici nu mă ia în seamă. Îl prindem în toane bune, când este liniștit, nu când suntem în ăla, și spune, uite, eu am nevoie, nu te retragi, nu plângi, n-aștepta el să găsească sau să zică, uite, asta e soluția sau ce s-a întâmplat sau să-ți citească ție în minte, adică ce gândești tu, nu o să fie asta, nu aștepta asta, nu te retrage, nu arăta, nu te victimiza. Nu te victimiza, invers, spune că da, uite, eu mă simt rău, uite ce am eu. Asta înseamnă inteligența emoțională, când știi exact ce se întâmplă, când poți exact să spui ce fel de emoții, prin ce treci tu acum și de ce ai nevoie. De asta noi și educăm copiii și să spună, da, eu acum sunt frustrat, da, eu acum sunt nervos. Deci noi spunem, da, spune că tu acum ești nervos, eu te înțeleg, tu ești supărat, da? Noi nu degeaba asta spunem, ca ei să se obișnuiască, să poată să-și identifice emoțiile și să nu zică că starea mea e ceva rău. Nu, este posibil să existe și așa stare și e absolut normal, doar că noi trebuie să știm, să învățăm cum să-și... Verbalizeze. Să-și, nu, stăpânească emoțiile astea. Înțelegi? Chiar dacă sunt negative, el trebuie să știe să le stăpânească, chiar și un discurs sau noi suntem acum în interviu, avem emoții, dar nu le dăm pe șleau, da? Deci noi trebuie să învățăm să le stăpânim. Cam asta e. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Voi ești cuprind! Nu, pentru că pentru prima dată știi să mă gândesc. Frumoasă și îți mulțumesc foarte mult pentru interviu și sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Eu aș mai sta încă 2 ore dacă mai aduci încă. Dar nu, ar fi interesant așa, copiii să alergi dintr-o parte în alta și să discutăm. Și mama n-a spus să se concentreze, cred eu. Noi ne-am cuprins, am avut o plăcere deosebită astăzi să discut cu Marina Cârnaț. Deci am învățat multe lucruri noi și însuși faptul, nu știu dacă asta prin cameră s-a simțit, dar credeți-mă, noi toți am simțit un fel de echilibru. Wow. Și atunci când vedeți pe story și credeți că ea face fake, nu. Ea chiar este așa. Eu simt oamenii și cumva... Mulțumesc pentru compliment. Nu că m-am emoționat. De regulă, ce simt, aia și spun. Dacă n-aș fi simțit asta, aș fi fost mult mai rece. Eu îți doresc ție baftă și să crești copiii frumoși, inteligenți și să crești o generație frumoasă. Și am aflat lucruri noi de la tine și chiar e fain ce faci și continuă să faci, că faci bine. Mersi. Noi asta și vrem cu Iulia și cu Iura să facem o emisiune diferită de până acum. Știi? Pentru că mamele sunt obișnuite cumva să vină la interviuri și să spună lucruri, nu știu cum, superficiale și evident
evit unele chestii care, iată, despre frustrări, despre dorințe, despre ceea ce simt, iată, asta nu se vorbește. Și eu cred că, văzând și alte mame, iată, da, când găsesc și înțeleg că asta e normal, asta e ideea, da, că e ceva normal. Trebuie să învățăm cum să facem să fie și mai bine. Da. Nu că asta nu e bine. Da, dar putem face mai bine, putem face mai ușor. Hai să facem mai ușor. Exact. Cam mersi. Da, mersi. Pupicei. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le va a